acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie toată slava, toată cinstea și gloria în vecii vecilor. Amin. Amin. Frații mei, un cuvânt frumos am primit din partea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Domnul să binecuvânte pe fratele Emi Micurescu pentru că a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Eu, în ce mă privește, am pățit ca și Iacov, fratele Domnului, spunea el în debutul epistolei preaiubiților, pe când mă gândeam ca să vă scriu un subiect, mă gândeam ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința odată Sfinților, odată pentru totdeauna, pe când mă gândeam să vă scriu altceva, m-am văzut silit să vă îndemn altceva, să vă luptați pentru credință. Acum, în dimineața aceasta, am meditat toată săptămâna, zic eu. Dimineața aceasta m-am sculat mai de dimineață și am stat înaintea lui Dumnezeu, am cerut un cuvânt, am venit cu un gând, dar stând aici pe scaunul acesta din spate, simt că Dumnezeu mă trimite ca să rămân în același subiect care a fost deschis de fratele meu. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, aș vrea să recitesc câteva versete din capitolul 19, spune versetul 1, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Elie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Elie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine, repet, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Elie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Amin. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când poporul Israel se depărta, poporul Israel care avea legea, care era primit, a primit de la Dumnezeu pe muntele Sinai legea și orânduirile, Constituția Țării Sfinte, Constituția Împărăției pe care Dumnezeu vrea ca să o facă, ca să o aducă pe pământul acesta, în momentul când au primit și se depărtau de legea aceea, măcar că spune cuvântul lui Dumnezeu, împăratul avea lege, ordine, să își scrie o dublură și să o citească, ca să-și amintească el ca împărat că trebuie să fie credinciosul lui Dumnezeu și să facă dreptate în fiecare zi supușilor săi. Trebuia ca să citească legea. Ba încă la un moment dat vine și spune legea aceasta să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să îți săpi poruncile acestea pe ușorii ușii. Atunci când te duci afară din casă, trebuiau ca să fie niște lucruri care să-i amintească de lege. Și cu toate acestea, ne spune cuvântul Dumnezeu că istoria poporului Israel a fost o istorie sinusoidală. Când sus, când jos. Încă din vremea judecătorilor, poporul se întorcea la Dumnezeu, Dumnezeu le dădea prosperitate, propășire. În momentul când aveau propășire, poporul lui Dumnezeu, oamenii, începeau să păcătuiască, începeau să o lese mai moale cu pocăința, începeau să, vorbim în termenii noștri, să o lese mai moale cu adunarea, începeau să urărească cu părtășia în familie, începeau să se răcească în relațiile lor unii cu alții. Și atunci Dumnezeu le trimitea necazuri. În cazul lor, necazurile erau reprezentate de oameni și popoarele de prin prejur. Popoare pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să le fie ca un spin în coaste. Dumnezeu îngăduia în situații grele, în situațiile acelea când ei se depărtau, să vină asuprirea din partea popoarelor de prin prejur. Veneau, tăbărau în jurul lor, le luau mâncarea, așteptau ca să strângă recolta și apoi ei strângeau ce au strâns evreii. Evreii trebuiau să se ascundă până ce treceau lăcustele acestea, vorbind în chip simbolic, până ce treceau hoții să fi luat toate, trebuiau să se ascundă și apoi ieșeau și era vai și amar de situația și de viața lor. Se smereau, veneau înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, cu plâns, Dumnezeu se îndura de ei și trimitea un judecător. Vinea judecătorul, izbăvea pe poporul Israel, apoi din nou, în mijlocul prosperității, oamenii cădeau în idolatrie sau în nepăsare față de Dumnezeu. Și iară vinea necazul.
Așa a fost viața poporului Israel pentru multă vreme, pentru mare număr de ani. Când au trecut vremea judecătorilor, când Dumnezeu a îngăduit, pentru că au cerut un împărat și a îngăduit ca să fie un împărat peste țara lor, Dumnezeu trimitea din loc în loc un om. Omul acesta avea menirea să întoarcă poporul la Dumnezeu. Așa se face că în cartea 1 Împărați, capitolul 17, vine un oarecare, un om care, despre care nu se știe prea multe. Nu știm spița de neam, nu știm cine i-au fost părinții, nu știm cine i-au fost bunicii, nu știm decât că era un om deosebit, era un om care arăta înfiorător probabil pentru unii din ei, purta, se îmbrăca cu o haină din păr de cămilă, se comporta ciudat, era aspru și spune cuvântul Dumnezeu că acest om, Ilie, Tishbitul, un oarecare, unul din locuitorii din Galaad, a venit și s-a prezentat în fața împăratului. Împăratul care trebuia ca să știe legea, dar n-a știut-o. Și a făcut, era împărat rău, dar pe deasupra, și a luat de soție pe fata lui Ierud Baal, pe fata preotului lui Baal. Și femeia aceasta l-a îndemnat în fiecare zi numai înspre rău. Și dar se ocupă omul acesta, Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia se va întâmpla cu tare și cu tare lucru și prosperitatea voastră va avea de suferit. Din nou, mâna lui Dumnezeu avea să apese cu putere. Era omul trimis de Dumnezeu să îndrepte poporul la pocăință. Vine omul acesta după un timp și după aceea ce ne spune Scriptura că s-a întâmplat când Dumnezeu i-a purtat de grijă în mijlocul strâmtorării, vine înaintea împăratului, îi cheamă pe toți, îi convoacă pe toți, îi provoacă pe ceilalți zei ca să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Punea el întrebarea poporului, până când vreți ca să șchiopătați de amândouă picioarele? Pentru că asta este viața unui om care îl uită pe Dumnezeu și o rărește cu pocăința. Ajunge să șchioapete de amândouă picioarele. Pune-l pe un om la lucru. Pune-l pe un om să stea în picioare. Pune-l pe un om să alerge, să aibă grijă când el este olog. Poate? Nu poate. Pentru că atunci când te departi de Dumnezeu din punct de vedere spiritual, ajungi ca să șchioapeți. Ajungi ca să te poticnești. Ajungi ca să vină orice vânt de învățătură. Ajungi ca să îți pui problema. Oare e bine ce cred? Oare este așa cum am crezut eu? Oare e drept că ce mi-au spus părinții se întâmplă și e întocmai cum vrea Dumnezeu? Oare nu s-ar putea și altfel? Dar ceilalți din alte biserici care se comportă cum nu ne place nouă, oare ei nu vor fi mântuiți? Și se nasc tot felul de întrebări atunci când ne depărtăm de părtășia cu Dumnezeu. Dar ce, Domnule, numai români? Dar ce numai pocăiți, numai pentecostale? Dar ce, numai tu, tată, numai tu, mamă, numai tu să ai dreptate? Lasă-mă că învăț de problema, de viața mea, de treaba mea. Știți când se întâmplă lucrurile acestea? Când începi să șchiopătezi de amândouă picioarele. Și atunci vin tot felul de situații grele. Și acest om, Ilie, vine înaintea poporului Israel și le face provocarea aceasta. Ascultați astăzi, avem două situații, avem două altare, avem doi viței. Uitați-vă bine și încercați să pătrundeți cine este cel mai puternic. Și are loc minunea aceea, cum spunea fratele Emi, vine focul lui Dumnezeu, acea cantitate concentrată de foc, care într-o clipă face minunea, arde tot de pe altar și pietrele și lemnele și apa de prin prejur o evaporă și așa mai departe și poporul se întoarce la Dumnezeu. Ce se întâmplă în urma unei biruinți? Ne spune Scriptura, Izabela
a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. În momentul în care vin biruinți, în momentul în care repurtăm victorii, trebuie să ne așteptăm. Nu că e greșit să ne bucurăm de victorie, dar trebuie să ne așteptăm ca să vină lupta din partea celui rău în momentul victoriei. S-au dus poporul Israel pe vremea lui Iosua să lupte împotriva Ierihonului. Au luptat și au zdrobit pe vrăjmașii aceia de nu s-au mai putut ridica. Cetatea a fost arată, s-a presărat sare și a fost blestemată de către Iosua, de către Dumnezeu prin gura lui Iosua. Poporul s-a îmbătat de victorie și se duce la o altă provocare, o cetate mai puțin însemnată, vin cu gândurile acestea, iscoadele, știi Iosua, nu trebuie să-i obosești pe toți, îi batem de-i facem măr. Îi batem de nu se văd, dar numai câteva mii, nu tot poporul. Și se duc și pierd victoria. Pentru că asta se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi, în momentul în care ne culcăm pe ureche, cum zice vorba românului. Că am avut niște succese spirituale, am avut niște biruinți și de acum stau bine. Spuneam și altădată și repet, pentru că cred în aceasta, viața creștinului este o în continuă urcare. Niciodată nu pot să spun că am ajuns la o platformă în care mă odihnesc și apoi o iau din nou. Niciodată nu există odihnă pentru un om credincios din punct de vedere spiritual. Toți trebuie să urcăm din putere în putere până în momentul când ajungem în Sion. Și asta o hotărăște Dumnezeu, fie că ne va răpi, fie că ne va lua unul câte unul. Până ajungem acolo, avem datoria să luptăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce se întâmplă? Vine diavolul prin persoana acestei femei străine stricate, Izabela. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine. Și eu întreb, Izabela, ai toată posibilitatea să faci lucrul acesta astăzi? De ce intimidarea aceasta mâine? De ce nu astăzi? Ilie era la Israel. Ahab era la Israel, Izabela era la Israel, spionii ei erau acolo, armata, comandoul și poliția erau toți acolo la porunca Izabelei. De ce Izabela mâine? Plouă prea tare? Crezi că n-ai succes dacă te duci pe ploaie? De ce dai răgazul acesta dacă cu adevărat vrei ca să faci lucrul acesta? Și dragii mei, ăsta este lucrul la care aș vrea ca să vă îndrept atenția. Mâine este șoapta celui rău care vine să ne intimideze și să ne spune știți ce vi se pune la cale? E vai și amar. Se afirmă, spunea la un moment dat un poet, se afirmă acum sodomiții și timpul ce vine a lor, dar sunt înfierați pocăiții cu viața și Bibliile lor. Morala are de suferit și trece. Tot ce am știut până acum trece pe locul 2 sau ca ceva desuiet, retrograd și așa mai departe. Ceva care nici nu mai trebuie să fie băgat în seamă. Este șoaptea diavolului care vine să intimideze biserica. E vai și amar de voi. Ce vi se pregătește și ce legi sunt puse la cale, nimeni nu poate ca să reziste. Se schimbă banii, dintr-o dată ne vom trezi că banii vor fi online, numai în bănci, vom avea numai carduri și așa mai departe și probabil acolo se va ajunge. Ni se spune că se vor retrage banii și persoanele noastre vor fi, fiecare va fi propria lui, va avea propria lui valoare. Ni se spune că valoarea noastră, valoarea de credit, va fi dată de modul cum ne raportăm la legile inumane sau la legile care nu sunt după voia lui Dumnezeu și care stau să se dea peste poporul lui Israel. Șoapta Izabelei și vorba Izabelei este că dacă nu te conformezi, mâine, mai ai timp, Ilie, să te gândești astăzi. Mai ai timp să încerci
să-ți pui viața în rânduială și să te gândești dacă asculți de ce zice Izabela. Vai și amar de tine va fi mâine. Ilie are momentul acesta, când a văzut versetul 3, lucrul acesta s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Ilie intră în depresie. Și este trist că în viața noastră ne uităm împrejur, suntem bombardați cu tot felul de vești, suntem bombardați cu tot felul de știri care sunt drepte uneori sunt umflate, suntem bombardați ca să ne pierdem nădejdea, să nu ne putem ridica din paturile noastre, să nu ne putem ridica în mintea noastră să stăm în picioare și să privim cu încredere în Dumnezeu. Vai de mine ce o să se întâmple! Vai de mine ce va fi! Vai de mine ne-or omorâ! Vai de mine om ajunge la eșavod! Vai de mine, vai de mine! E șoapta celui rău care vine să ne intimideze. Ilie, mâine, mai ai un timp! Ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Matei, în Cuvântarea de pe munte, prin Domnul Iisus Hristos, un text pe care îl știm de multe ori, capitolul 6, versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde e comoara voastră, acolo este și inima, și gândurile, și aspirațiile, și năzuințele voastre. Acolo unde este comoara, fie că e pe pământ, fie că e în ceruri, acolo va fi și inima fiecăruia dintre noi. Dacă Izabela vine și ne spune că nu mai avem nici o șansă, vom privi la ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos. Versetul 34, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Vă spuneam altă dată că m-am învățat să trăiesc fiecare zi așa cum vine. Am încercat 2-3-10 înainte și am încercat să mă gândesc, oare când ajung la punctul acela, încotro plec, încotro cotesc, ce o să fac și ce va fi cu noi. Dar în momentul acela mi-am dat seama că eu nu sunt capabil, din punct de vedere mental, nu sunt capabil să lupt cu întreaga greutate. Și m-am adus aminte de cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu te îngrijora pentru mâine. Nu înseamnă să nu te îngrijești pentru azi. Nu înseamnă să nu mergi la lucru azi. Nu înseamnă să nu îți înveți copiii calea lui Dumnezeu astăzi. Nu înseamnă acum când este libertate, când încă, chiar dacă sunt vești teribile în viitor, nu înseamnă că acum, cât încă n-au venit lucrurile acelea, înseamnă să mă sperii și înseamnă să trăiesc viața cu încredere în Dumnezeu începând de acum, de astăzi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Voi merge la lucru. Dacă Dumnezeu mă va ajuta mâine, mă voi ridica din pat. Voi avea activitățile pe care le am și ar trebui să le am în ziua de mâine. Poi mâine mă voi duce în altă parte. Dacă va vrea Dumnezeu, voi face, dar astăzi voi trăi cu încredere în cuvântul lui Dumnezeu care a spus nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Vin vești din partea prorocilor, prorocii pe care Dumnezeu le dă înaintea noastră și vă rog să vă uitați la cele ce au fost, dacă aveți vreo înregistrare și să observați un fir roșu. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu nu vine ca să ne aducă o deznădejde. Nu vine ca să ne aducă o descurajare și să nu ne mai putem ridica din patul nostru că va fi greu. Și fiecare cuvânt vine și spune și vă rog, vă îndemn să verificați dacă aveți vreo înregistrare. Cel care încrede în Dumnezeu va ieși biruitor. Asta este firul roșu din fiecare prorocie pe care Dumnezeu a dat-o în mijlocul bisericii noastre sau în altă parte. Pentru că aceleași lucruri îs date peste tot în lume, în biserica lui Dumnezeu. Cel care stă lângă Dumnezeu va fi îmbrăcat cu putere de sus. Azi e vremea când se cere pregătire, pocăință, spunea un poet. Mâine e vremea când trăirea va fi numai prin credință. Și vor fi momente când, așa cum spunea fratele Emi, sămături de pe fundul lăzii, făina,
și să crezi că ai făcut o treabă bună și ai măturat tot ce este și mâine să mai fie iară praf. Și a doua zi și a treia zi să fie iară praf. Și a patra zi să fie iară praf, așa cum s-a întâmplat acolo. Și în fiecare zi Dumnezeu să-ți asigure un pumn de făină, cum s-a întâmplat cu Ilie la văduva din Sarepta. Viu e Domnul și viu e sufletul tău că n-am nimic. Și îi spune Ilie, du-te și fă așa cum ai spus. Dar întâi mie. Întâi mie. Provocare pe care o lasă Dumnezeu astăzi. Asigură-te de viața ta, mergi la lucru, vezi-ți de treabă, vezi-ți de situațiile tale, de familie, de învățat, de facultate, de condus, de orice activitate ai. Dar întâi mie, spune Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea lui și toate aceste, nu celelalte. Că dacă spunem că toate celelalte lucruri, noi avem nevoie de multe. În funcție de fiecare dintre noi avem nevoie de multe, multe lucruri. Nouă, unora ni se pare că avem nevoie de, nu dau exemplu, de lucruri prin casă, de lucruri pe afară, de lucruri de case într-un fel, de facilități și așa mai departe. Asta Dumnezeu nu se obligă când ni le dă la foc automat. Poate le avem, poate nu le avem, e îngăduința lui Dumnezeu, e binecuvântarea lui Dumnezeu pentru unii, este lipsa pentru alții, nu știu. Dar toate aceste, care aceste lucruri? Nu vă îngrijorați, spunea tot Mântuitorul, de apă, de mâncare, de îmbrăcăminte. De ce? Tatăl vostru cel ceresc știe că voi aveți nevoie. El ne-a făcut trupul. El ne-a făcut și ne știe că avem nevoie de un loc unde să stăm și să ne fie cald când vine frigul. El știe că noi avem nevoie de haine, de traiul de zi cu zi. El știe că am nevoie și ce am nevoie la copii. El știe că am nevoie să le cumpăr pantofi, papucei și așa mai departe. El știe că am nevoie să le asigur în fiecare zi lapte, pâine sau alte feluri de mâncare. Știe Dumnezeu, nu te îngrijora. Tu doar cere-le înaintea lui Dumnezeu, mai întâi mie. Mai întâi mie, spunea Domnul Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu se îngăduie, se obligă, își ia angajamentul ca să ne poarte de grijă. Noi minunat Dumnezeu. Sunt vremuri rele. Spunea cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel către Timotei să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, vremuri rele. Pentru că în primul și în primul rând oamenii vor fi iubitori de altceva, de plăceri, de bani, iubitori de alte lucruri decât așa cum ne-a lăsat Dumnezeu la început să fim iubitori de Dumnezeu. Și vor fi vremuri grele, complicate. Dar, în mijlocul acestor situații, este, dacă vreți, un avantaj pentru creștinul care și-a pus la inimă și își pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu și îl ia pe Dumnezeu ca adăpost, ca să nu-i zboare, să-i meargă mintea aiurea și să nebunească. Vin vremuri complicate și situații complicate. Dar atunci când îl ai pe Dumnezeu, repet, nu e o contradicție în ceea ce spun. Eu știu că vin. Eu știu că diavolul vrea ca să amplifice. Dar îl am pe Dumnezeu și dacă vine, Dumnezeu e cu mine acolo. Dacă vine cuptorul, Dumnezeu e în cuptor. Dacă vine situație complicată, Dumnezeu este împreună cu noi acolo într-o situație complicată. De aceea în mintea noastră, haideți să ne ridicăm în capul oaselor și să stăm cu nădejdea că Dumnezeu e mai mare decât orice situație. Dumnezeu e mai sfânt. Dumnezeu este, poate să le facă pe toate. Și indiferent care e voia Lui, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu va fi în control. Diavolul urlă. Pentru că asta face un leu. Urlă ca un leu și este expresia aceasta în Sfânta Scriptură. Urlă ca un leu și caută pe cine să înghită. Un leu când se apropie de pradă, prima dată o sperie. Urlă tare și prada are un moment în care e imobilizată și în momentul acela leul poate să o prindă. Și asta face Izabela și asta face diavolul. Măi, va fi vaișa mare de tine. Poate da, poate nu, dar astăzi sunt în mâna lui Dumnezeu. Pe când neamuri de renume, îmbătate de mândrie, și-au ales să umble în lume, în alumii nebunie,
și gonite de o chimeră se întind după progres, noi rămânem în credință. Noi pe Domnul l-am ales. Alții pot să se despartă frânți dintr-o frământătură, să se vândă ca dușmani, frații învrăjbiți de ură. Însă chiar prin foc să trecem, prin tăișul cel mai des, noi rămânem cu păstorul, căci pe Domnul l-am ales, slăvit să fie numele Său. Alții, dacă vor să meargă după fluiere vrăjite, pot să alerge în prăpăstii tot pe drumul aurite. Noi urmăm cuvântul vieții, chiar când pare neînțeles, noi rămânem cu păstorul, noi pe Domnul l-am ales. Și dacă ar veni vreodată alți călăi ca să ridice ruguri, temniți, eșafoade și credința să ne-o strice sau legați ne-ar duce în fiare din proces în alt proces, noi rămânem tot cu Domnul. Noi pe Domnul l-am ales. Amin, amin. Și dacă o lume întreagă ar veni să ne doboare, să ne fure steagul slavei cu o momeală de vânzare sau să ne dea de alte flamuri ce din fir trădat să țes, noi strigăm Jehova Nisi. Noi pe Domnul l-am ales. Amin.